S-au terminat tezele și acum se pregătesc de vacanță. Bucuroși că au încheiat cu note satisfăcătoare evaluările semestriale, elevii abia așteaptă vacanța de iarnă. Sunt însă puțin mâhniți că în 3 ianuarie se vor întoarce la școală. Mult prea devreme, spun copiii, care sperau să aibă măcar 2 săptămâni de vacanță. Odată susținute tezele, s-a ridicat o mare greutate de pe umerii elevilor. Cei mai mulți spun că uitaseră de emoțiile lucrărilor semestriale. Dacă notele au fost mari și bucuria a fost pe măsură. În ce clasă ești? În clasa 10F. Și cum au fost tezele pentru tine? Ai reușit să obții note bune? Da, am obținut 10 atât la matematică cât și la informatică. Tezele au fost destul de ușoare, având în vedere că am învățat pe tot parcursul semestrului. Tezele mi s-au părut destul de ușoare, având în vedere că am învățat lecțiile la timp și a fost nevoie doar să mi repet puțin materia. La ce ai susținut teze? La română, istorie și engleză. Și cum au fost rezultatele? Foarte bune, pentru că am muncit foarte mult. Și datorită domnilor profesori care au lucrat foarte mult cu noi. Cei mai emoționați au fost elevii de gimnaziu care au susținut pentru prima dată evaluările semestriale. Am susținut prima teză din clasele 5-8. A fost o perioadă cu emoții, dar am reușit să trecem peste ea fără foarte mari probleme. Câte teze ai susținut semestrul ăsta? Am susținut 3 teze la engleză, română și istorie. Și ai reușit să obții și rezultate bune? Da, până acum au venit rezultatele la doar 2 dintre materii la care am obținut nota 10. În perioada 6 decembrie, 18 decembrie s-au susținut tezele, elevii au știut exact la ce susțin tezele. Sigur că a fost mai dificil să ne gândim că sunt copii în clasa 5-a, copii în clasa 6-a care n-au susținut nicio teză din cauza pandemiei, dar din fericire copiii, elevii Colegiului Național Gheorghe Țițeica au demonstrat că se pot pregăti pe orice vremuri și pentru orice timpuri. Drept urmare, rezultatele au fost foarte bune, adică notele au fost comparabile cu cele din anii trecuți, anii buni, să spunem așa. Mediile semestrului întâi se vor încheia între 10 și 14 ianuarie. În acest an școlar, elevii vor avea drept prima zi de vacanță, data de 24 decembrie, urmând ca aceștia să revină la școală pe data de 3 ianuarie 2022. Vor finaliza semestrul întâi în data de 14 ianuarie anul respectiv 2022. Când mediile vor fi încheiate, mai exact în săptămâna 10-14 ianuarie. Elevii de gimnaziu și de liceu se vor întoarce în bănci în 3 ianuarie. Preșcolarii și cei din învățământul primar au în plus o săptămână de vacanță.